După o serie de 3 victorii în fața Bacăului, Universitatea Suceava s-a recunoscut de data aceasta învinsă de echipa lui Gabriel Armanu. După un start bun de meci în care a condus cu 3-1, echipa suceveană a cedat inițiativa băcăuanilor. Știința a intrat la vestiare cu un avantaj de 3 goluri, scor 17-14. Sucevenii nu au avut forța să revină în repriza secundă, iar în final au pierdut la 11 goluri diferență, scor 27-38. Universitatea Suceava va întâlni vineri de la ora 19:15 gruparea gazdă Universitatea Cluj, iar sâmbătă de la ora 10 va înfrunta Politehnica Timișoara.